Salutare tuturor! Doamne ajută! Sunt preoteasa Cristina Elisabeta și astăzi vom asculta câteva cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur despre moarte. Moartea este odihnă, schimbare, eliberare de sudorile și de grijile vieții. Astfel că, atunci când vezi pe cineva dintre ai tăi că pleacă de aici, să nu fii mâhnit, ci arată de mișcat. Întoarce-te spre tine însuți, cercetează-ți conștiința, gândește-te că și pe tine, peste puțină vreme, te așteaptă același sfârșit. Devino mai înțelept, arată teamă față de moartea celuilalt și, oprind toată nepăsarea, gândește-te la faptele tale. Îndreaptă greșelile pe care le-ai făcut, fă schimbarea cea bună. Prin aceasta ne deosebim de necredincioși, prin faptul că judecăm altfel lucrurile. Necredinciosul privește cerul și îi se închină, deoarece crede că acesta este Dumnezeu. Privește pământul și îl adoră și se minunează de lucrurile materiale. Acestea au fost câteva cuvinte înțelepte ale Sfântului Ioan Gură de Aur despre moarte. Până data viitoare vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi binecuvântată. Doamne ajută tuturor!